Bună seara! Bună seara tuturor! Eu sunt Iuliana Ilescu de la Asociația Măgurele Science Park, așa cum ne-a prezentat și Adrian, organizatorul evenimentului. Mulțumim mult pentru că ne-ați invitat și că am reușit să prezentăm activitățile noastre educaționale pe care le oferim copiilor de diferite vârste, în special elevilor de școli primare. Și avem activități în cadrul unui laborator digital, cum îl numim noi, se numește Smart Lab Măgurele. După ce o să avem această scurtă prezentare cu colegul meu, o să vă dăm și câteva pliante în care invităm toți copiii să vină și să învețe despre tot ce înseamnă modelare 3D, imprimare 3D, și aici o să-l las pe colegul meu, Laurențiu, să vă povestească mai multe. Totodată avem activități prin intermediul ochelarilor VR, prin care copiii pot să învețe și să vadă diverse lucruri prin intermediul realității virtuale și, desigur, activități cu roboții. Desigur, toate activitățile acestea le facem în parteneria cu partenerii noștri. Ce avem noi și este foarte, foarte interesant pentru copii este sesiunile de modelare și printare 3D, și aici las pe colegul meu să vă povestească mai multe ce facem noi acolo, de fapt. Mulțumesc! Salutare tuturor! Mai mult doresc să mă adresez elevilor, copiilor, dacă vă interesează modelarea 3D sau imprimarea 3D, dacă ați auzit. De exemplu, dacă ați văzut deja, avem și un domn robot lângă noi, care, dacă face cu mâna domnul robot, vreau să vă explic puțin despre ceea ce facem noi. Nu avem însă o prezentare și poate vă folosiți puțin de imaginație, am însă să vă arăt niște lucruri. Ce facem noi? Suntem un laborator inteligent și în cadrul acestui laborator voi puteți învăța modelarea 3D, introductivă, sigur, dar cu multe teme interesante. Dacă ați mai auzit și ați văzut, am văzut că sunt multe imprimante 3D, ca întotdeauna pe aici. Cred că ați văzut în mare că cu puțin plastic se pot crea niște forme foarte interesante. Și, de exemplu, am aici, îmi puteți spune, vă rog, cu ce seamănă aceste obiecte? Ce reprezintă? Ce seamănă? Ce am aici în mână? O? Are geamuri. Ce poate fi? Un bloc, exact. Acesta este un model din modulele noastre, cursurile noastre, și copiii doritori pot învăța în câteva sesiuni de modelare 3D cum să le facă. Sesiunile noastre sunt gratuite și trebuie să vă programați în prealabil. Pe lângă aceste lucruri, avem foarte multe, tot la fel, module de modelare pe diferite teme. Deci abordăm teme, de exemplu, aceasta a fost o temă de modelare urbană. Poate vă întreb rapid, ce găsim într-un oraș? Ce poate fi într-un oraș pe lângă o clădire? Ce mai găsim? Ce mai vedem? Avem o stradă? Ce avem pe stradă? Mașini! Avem inclusiv mașini. Poate vă spune la final unde puteți găsi ca să vedeți prezentările. Și desigur, pe site-ul nostru avem și niște sesiuni, cursuri deja urcate. Vă puteți înregistra și puteți să parcurgeți voi. Și avem și pe pagina noastră de YouTube sesiuni urcate cu modelarea 3D. Da, cam atât, presupun. Dacă aveți întrebări, dacă nu... Din păcate n-am cum să vă arăt, sunt niște lucruri foarte interesante. Dar am uitat să vă spun, poate ne-ați văzut la stand? Ne-a vizitat cineva dintre voi la stand? Da? Doar un elev. Ok, restul a plecat. Atunci poate ați fi văzut exact ce am prezentat. Noi am făcut sesiuni de modelare chiar aici, dar am terminat. Bun, vă mulțumesc, poate ne căutați să vedeți exact despre ce este vorba. Da, mulțumesc, Laurențiu. Aștept să fac ceva? Cred că știe și flotări, o secundă. Vedem dacă știe flotări, nu? Vrea să fugă de pe scenă, vrea să fac un mic flex. Flotări, domnule robot? Nu? Domnule robot? Da, flotări! Nu! Face flotări cam ca mine, așa. Da, este că am târziu și a obosit probabil după atâtea prezentări. Da,
așa cum spunea și colegul meu, o să ne puteți găsi pe site-ul nostru. Avem o secțiune dedicată, se numește EduHub, unde puteți găsi toate resursele, cele prezentate de noi, precum și altele. Noi ne mândrim cu modulele 3D pentru că este aproape de noi și Laurențiu este pasionat de aceste cursuri. Așa că vă așteptăm, cum spunea și Laurențiu, sunt gratuite, doar să vă înregistrați în prealabil. Și avem și resurse deja urcate în care copiii pot învăța singur, autonom, fără cineva anume, să învețe să modeleze în Tinkercad. Este un program special. Poți și domnul robot. E din cauza soarelui și are două zile de festival. La fel ca și noi. Da. Mulțumim mult. Mulțumim și noi foarte mult.